Pacea Domnului Iisus tuturor! O nouă dimineață de sabat, o nouă zi de har împreună, de unde vă dorim tuturor ca Dumnezeu să vă însoțească și toți cei care suntem prezenți aici să primim binecuvântarea și slava Lui. Mă refer la cei care suntem aici, cât și la cei care ne urmăresc în direct online. Și pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă înnoiască mințile și inimile în Iisus Hristos. Vă spun bun venit tuturor, fiecărui musafir în parte, celor care sunteți de departe și celor care sunteți de aproape, celor care sunteți pentru prima oară aici, cât și celor care ați revenit. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare și să vă însoțească în această zi de sabat. Bun venit celor din San Diego, bun venit celor din Mission Viejo, bun venit celor din Washington, de asemenea, bun venit celor din Texas, prietenilor din față. Dacă mai sunt alți oaspeți, Domnul să ne binecuvinteze pe toți în această zi și cuvântul Său să aducă rod în inimile și în viețile noastre. Câteva anunțuri înainte de cuvântul care va fi în această dimineață. Din partea soarei Vali Căzan, un anunț pentru biserică. Aș vrea să-l citesc. Mulțumesc celor de aproape și celor de departe pentru suportul oferit în cea mai grea perioadă din viața mea. Mulțumesc pentru rugăciuni de încurajare, pentru telefoane, pentru mesaje, pentru vizitele de acasă, pentru flori, pentru mâncare și pentru participarea la ultimul drum al soțului meu. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la program din Biserica Campus Hill și Biserica Română Loma Linda. Mulțumesc fratelui Gemanaru, care a făcut posibilă transmiterea acestui program în zilele de săptămâna trecută. De asemenea, mulțumesc familiei Tocar și familiei Jones pentru sacrificiul de a face posibilă părtășia după serviciul de înmormântare. Părtășia celor prezenți, am simțit încă o dată ce înseamnă să nu fii singur. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia Bisericii Române din Loma Linda și mă rog lui Dumnezeu să fim odată cu toții acolo unde moartea nu va mai fi. Și din partea Bisericii, sora Vali, Dumnezeu să vă întărească, să vă ocrotească și biserica noastră se va ruga în continuare și vă va susține în continuare. Vreau să rămânem tot în această atmosferă și am să rog pe cei de la media să-mi afișeze o fotografie. Familia Pelepciuc. Aprilie 25 este ziua în care sora Minodora Pelepciuc a încetat din viață. La doar 8 zile după decesul fratelui Pelepciuc. Săptămâna trecută s-a întâmplat lucrul acesta. O familie foarte dragă bisericii noastre și prețuită pentru implicarea deosebită a dânșilor în ajutorarea celor nevoiași, pentru căldură cu care vorbeau oamenilor despre credința lor, pentru umilință și pentru deosebita dăruire de a învăța limba română doar pentru a face parte din biserica noastră. Suntem triști pentru pierderea dânșilor, dar plini de încredere că bunul Tată Ceresc, în care atât de mult ne-am încrezut, îi va chema pe nume la revenirea sa în slavă. Să portăm în rugăciune și această familie, pe cei rămași în urmă și Dumnezeu să-i mângâie. A încetat din viață tot săptămâna aceasta sora Iuliana Donose, sora Angela Nedelea. Să ne rugăm și pentru această familie și Dumnezeu să-i întărească și să-i binecuvinteze în continuare și susținerea Tatălui din Cer să fie cu aceste familii îndurerate. Aș vrea să trecem și la clipe mai frumoase. Zile de naștere, Andrew Bora, 29 aprilie,
La mulți ani, Andrew. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, Miriam. Miriam Fâștoș. La mulți ani, Miriam, și Dumnezeu să binecuvinteze. Va fi o zi specială, pentru că va avea o mare surpriză puțin mai târziu. Tot la zile frumoase, familia Sabo împlinește 49 de ani de căsătorie. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ocrotească în continuare și să lucrați pentru această biserică. De asemenea, familia Popescu, care nu sunt aici astăzi, 54 de ani de căsătorie. Domnul să binecuvinteze aceste familii și să le dea putere să lucrăm împreună pentru slava lui Dumnezeu. Ne vom apropia de momentul zecim și daruri și aș ruga diaconii să vină în față și loc și pe fratele Tomi. Vom da citire a două versete din Habacuc, capitolul 3. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor pieri din staul și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii mele. Noi trăim partea cea mai frumoasă. Suntem binecuvântați, grânarele noastre sunt pline și aducem din ceea ce ne-a dat Domnul ca mulțumire aceste zecimi și daruri. Domnul să-mi binecuvânteze poporul lui și pe noi toți. Acum, Tată Bun din ceruri, cu prinosul revărsat peste noi, dorim să-ți mulțumim. Pentru că prin harul tău tu ne-ai îmbelșugat cu daruri de care nu ducem lipsă în viața aceasta ca să trăim confortabil înaintea ta, să ne bucurăm și atunci când avem mult și atunci când avem mai puțin, dar sunt binecuvântate de tine tot ceea ce primim și de aceea îți mulțumim. Dorim să binecuvântezi aceste daruri pe care poporul tău le aduce cu recunoștință căci suntem cu totul ai tăi. Pentru că Tu ai dat întâi totul pentru noi, L-ai dat pe Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am fost răscumpărați dintr-un mod de a trăi departe de Tine și fără a Te cunoaște pe Tine, am fost răscumpărați la o viață nouă și ajută Tu, Doamne, ca aceasta să se vadă în fiecare clipă din viața noastră. Rămâi cu binecuvântarea Ta peste poporul Tău și cu toții să Te lăudăm pe Tine pentru toate în veci. Amin. Bun venit tuturor! Bun venit oaspeților noștri care astăzi sunt într-un număr mai mare ca de obicei. Știu că au venit aici pentru o sărbătoare anume și anume pentru
prietenii, frații și dragii noștri, familia lui Iogi și Loredana. Vă amintiți? Loredana a fost cu noi parcă dintotdeauna, de când era micuță până acum. S-a zbătut în stânga, în dreapta, până a reușit, prin perseverență și prin harul lui Dumnezeu, să se stabilească între noi, cu noi și aici. Apoi, ca orice fată care perseverează, nu e ajuns să fie singură. L-a mai adus și pe Iogi cu ea. Și iată-i împreună aici. Și ca și cum n-ar fi de ajuns să fie doi, astăzi sunt trei. Și se întâmplă să fie trei după un an de zile, sărbătorind o zi specială astăzi, o zi de naștere și de asemenea un moment special de dedicare. Tuturor celor ce ați venit astăzi pentru ca împreună să formăm un altar pe care să așezăm o binecuvântare, vă spunem un bun venit. Bun venit. Pentru că timpul nu ne îngăduie foarte mult, în timp ce pozele derulează o istorie, o istorie întreagă, dați-mi voie să încep să împart și să frâng cuvânt pentru dumneavoastră. Dar știu că mă concurează Miriam. Nu știu dacă voi reuși să fac față acestei concurențe. Mai stau puțin să o vedem până când se vor finaliza cele 25, da? 25 de fotografii. Având în vedere că un copil e mai frumos decât orice, merită până la urmă să așteptăm până când această frumusețe se împlinește. Înainte să invit pe ei aici, vreau să vă adresez dumneavoastră câteva cuvinte. Ana a zis: pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care i-o făceam. Iubită biserică, minunile nu se fac singure. Să știți că dacă nu vrem să construim o minune, minunea nu se va construi singură. Ana a putut să zică: pentru copilul acesta mă rugam, datorită faptului că se, ziceți, se rugase. Vă puteți imagina ce s-ar fi întâmplat dacă Ana nu s-ar fi rugat pentru copilul acela? Copilul ar fi venit. Ce ar fi spus Ana? Ar fi fost un copil ca oricare altul. Sunt copii la fel ca oricare altul sau în fiecare copil are loc o minune? Ce părere aveți? Fiecare mamă cred că ar trebui să spună lucrul acesta și ar trebui să fie conștientă de faptul că se întâmplă o minune în ea, cu ea, în cadrul familiei ei. Întrebarea este, și totuși, de ce nu suntem foarte conștienți de lucrul ăsta? De ce în momentul în care se naște un copil, mama nu prinde copilul în brațe ridicându-l spre cer, spunând, e o minune, ci mama prinde copilul în brațe și spune, e al meu. Chiar dacă zice că este o minune, raportează minunea la ea însăși, nu raportează la Dumnezeu. Ori o minune raportată la un om nu e minune. Minunea înseamnă să raportezi minunea la Dumnezeu. Este ocazia unică a vieții noastre. Către toate mamele, către toți părinții, în dimineața aceasta, faceți din viața dumneavoastră o minune. Lucrați la aceste minuni. Lăsați-L pe Dumnezeu să vină în viețile dumneavoastră și să se atingă cu degetul de viețile dumneavoastră, iar dumneavoastră să știți că Dumnezeu s-a atins. Ieșiți din viața comună, din mediocritatea în care trăim. Haideți să începem să trăim împreună cu Dumnezeu. Haideți să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să poată să facă din viața noastră o minune. Și acum, după ce am încheiat cu dumneavoastră, o să invit pe ei alături de mine. Haideți! De acum încolo, aș vrea să vorbesc cu voi, cu Loredana și cu Iogi. Prieteni, slujitori ai acestei biserici,
Vă mulțumim pentru toată slujba pe care i-a adus-o lui Dumnezeu în locul acesta. Oamenii și Domnul sunt martori ai acestei minuni. Pentru voi, pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului. Toată viața lui să fie dat Domnului și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Nu. Poate vă zice, dar e o fetiță. Vreau să vă întreb pe voi ca părinți, puteți să dedicați lui Dumnezeu o fetiță? Dumnezeu poate să facă loc în lucrarea lui oricui. Și locul acesta este special dacă voi doriți să fie special. Uitați ce s-a întâmplat. Zice, vreau să-l dau Domnului. Rare ori mamele și părinții gândesc în felul acesta. Rare ori se gândesc că ar fi bine să-l dea Domnului, să-l țină pentru ei. În momentul ăsta vreau să vă întreb, îl dați sau îl țineți? Se numește dedicație. În momentul ăsta să facă Domnul să-l poată da. Să fie al lui. Acum, știți, dacă îl dați, nu puteți să-l creșteți ca pe oricare altul. Adică nu puteți să-l creșteți ca pe un nedat. Ana l-a luat și l-a dat la templu și condițiile au fost stricte, au fost speciale, au fost altele. Poate că în fiecare dimineață va trebui să îl puneți pe altar, poate că în fiecare dimineață va trebui să-l dați Domnului de acum încolo, poate că seara va trebui să o dați Domnului din nou și din nou, poate că va trebui să aveți grijă să nu vă scape nicio zi în care să nu reînnoiți actul acesta. Țineți minte, eu zi. Rog, cine-i preot în familia voastră? Zi tu. Nu, nu, nu. Tu ești preot. Tu ești preot. Ține minte lucrul acesta. Dedic-o pe Miriam în fiecare zi Domnului. Tu ești preot. Și tu ești regizor. O regină nu poate să-și conducă nici casa, nici poporul, decât dacă are lângă ea un preot care să-i arate ce zice Domnul. Fiți împreună, stați împreună. Cuvântul Domnului zice așa, așa zice. După ce l-au dat Domnului, după aceea s-au închinat acolo ei Domnului. Vedeți? Nu puteți să dedicați un copil Domnului dacă nu vă închinați și voi împreună cu el. Elcana cu Ana s-au închinat împreună cu Samuel Domnului în momentul acela. Acum este momentul în care vă voi ruga ca întreaga voastră casă să se închine lui Dumnezeu aici, încă o dată, iar rezultatul să fie dedicarea lui Miriam în mâna lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea lui. Invit biserica să ne ridicăm pe picioare. Dragii mei, rolul nostru al celorlalți este să ne unim cu aminul nostru, să ne unim cu ființa noastră, cu rugăciunea noastră alături de ei. Să nu fie singur niciodată, nicio clipă, nici acum, nici altă dată. Vă invit să vă rugați împreună cu ei, să vă rugați împreună cu noi și aminul dumneavoastră să fie pecetluirea acestei dedicări a lui Miriam în mâna lui Dumnezeu de acum pentru totdeauna. Dați-mi mie. Ați zis că o dați. Haide. Haide. Ok, o să o țin către tine, așa. Gata. Gata. Ne cunoști pentru că... Da. În numele Domnului Iisus Hristos, în această dimineață, așa cum o țin pe Miriam în brațe, te rog frumos, așa să o ții tu de acum înainte. Amin. Să fie a ta. Fă ca dorința acestei familii de a-și oferi copilul acesta să fie realizată prin binecuvântarea ta. Te rog să o iei pe Miriam, te rog să o binecuvintezi. Să ai grijă de ea, să o crești.
Rog să pui în ea Duhul Tău cel Sfânt, și Duhul acesta să fie o căutare permanentă după Tine, după lucrurile frumoase, după împărăția Ta, după ceea ce este nou din lumea aceasta, dar mai ales în lumea de Dumnezeu. Rog să binecuvintezi pe Loredana și să faci o mămică întotdeauna să-și poartă fetița rugăciune. Mângâierea ei să fie o mângâiere a credinței, să fie o mângâiere a dedicării către Dumnezeu. Rog de asemenea să-l faci pe Gheorghe, un preot în casă. O, Doamne, ca să aducă întotdeauna binecuvântarea, stabilitatea, pacea, liniștea, dragostea pe care un preot autentic o poate aduce în slujirea de către Tine. Îți mulțumim pentru această tânără familie. Te rog să-i binecuvintezi și, în mod special, te rog să le crești pe fița. În numele Domnului Iisus, ia-o ca fiind a Ta, ți-o predăm Ție. Amin. Amin. Iubită biserică, mai aveți de lucru. Mai aveți un copil, vă rog frumos să aveți grijă de ea. Rugați-vă pentru Miriam. Purtați-o în brațe. Întotdeauna când veniți la adunare, alături de ceilalți copii, să nu cumva să o uitați. De asemenea, ajutați-i pe ei. Nu știu. Poate că vor avea nevoie. Când vor avea nevoie, dați-le o mână de ajutor să se simtă iubiți și bine primiți în locul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uita, tu ești regina. Mulțumesc. Da, tu ești preotul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Invităm corul să fie alături de noi.
Pentru deschiderea serviciului divin, vă invităm să cântăm împreună spre slava lui Dumnezeu imnul 263, Privesc la tine, Domnul meu. Tatăl nostru care ești în ceruri, cu adâncă umilință venim înaintea ta să-ți mulțumim pentru harul pe care ne l-ai făcut ca încă un sabat să putem să fim în mijlocul poporului tău în adunarea ta cea sfântă. Îți mulțumim pentru că ne-ai ținut în viață, îți mulțumim pentru că zi de zi noi am putut să fim alături de tine și să petrecem zile frumoase împreună cu tine. Te rugăm acum să fii cu noi în continuare, te rugăm să fii cu toți cei care nu au putut să vină în casa ta de rugăciune, te rugăm să binecuvintezi pe toți bolnavii poporului nostru, dă-le tu sănătate și ajută-i ca să poată să revină în casa ta de rugăciune. Te rugăm în mod deosebit pentru Silvia Pascu să o binecuvintezi tu acolo unde este în spital, să o ajuți tu ca să se refacă și să poată să fie din nou în mijlocul familiei. Amin. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ne dai. Te rugăm acum să fii și cu toți cei care au pierdut pe persoane dragi din familia lor. Te rugăm să fii cu sora Vali Cazan, să o binecuvintezi tu, să-i dai tu sănătate, să o întărești, să o mângâi cu mâna ta cea iubitoare. Te rugăm și pentru familia Pelepciuc, pentru cei care au rămas din familia Pelepciuc, să-i binecuvintezi tu și să-i ajuți ca să treacă cu bine prin toate aceste încercări prin care tu îi treci. Te rugăm să fii acum în continuare cu pastorul nostru, să vii tu cu Duhul tău cel Sfânt care să-l ia, să-l conducă și să ne prezinte cuvântul tău cu putere și cu înțelepciune. Te rugăm să pregătești tu inimile noastre pentru a primi cuvântul. Te rugăm să fii și cu cei care vor urmări online cuvântul tău, să le deschizi inima și cu toții să ne pregătim pentru apropiata ta revenire. Amin. Îți mulțumim că ne asculți. În numele Domnului Hristos te-am rugat. Amin. Amin.
Încă o dată pacea Domnului Iisus Hristos peste toți. Să facă cerul ca întâlnirea aceasta să fie de neuitat, datorită binecuvântării lui Dumnezeu și datorită prezenței sale cu noi. În momentele care urmează, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să citim împreună cuvântul prețios al lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta, Amos, capitolul 8, de la versetele 11 și 12. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. E de bine sau de rău? Frații mei, înseamnă că unii l-au găsit. Mai înseamnă un lucru, mai înseamnă că de asemenea oamenii aceștia care umblă de la un capăt al pământului la celălalt căutând cuvântul Domnului, ei știu ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și știu cât de prețios este. Ei simt că le lipsește ceva și le lipsește atât de mult încât în momentele acestea ar da totul, cel puțin asta este imaginea, ar da totul ca să-l mai găsească. Imaginea este, va veni o vreme când cuvântul lui Dumnezeu nu se va găsi. Cine l-a luat? Răspundeți-mi, cine l-a luat? În dimineața aceasta, aș vrea să înțelegem că Babilonul te jefuiește de cuvântul lui Dumnezeu. Este prima lucrare pe care Babilonul în mod direct o are asupra ființei umane. Și anume, fură, jefuiește cuvântul lui Dumnezeu și puterea acestui cuvânt. De o vreme studiem acea solie a doua care spune a căzut Babilonul, cetatea cea mare. Pentru poporul lui Dumnezeu, obișnuit cu Scriptura, acest strigăt, acest apelativ este foarte cunoscut. Mai trebuie însă să intrăm puțin în adânc și să vedem ce înseamnă de fapt această avertizare. Și în dimineața aceasta aș dori să înțelegem o parte din această acțiune de prevenire a lui Dumnezeu. Fiți atenți, Babilonul vă va lua cuvântul, vă va lăsa fără cuvânt. Haideți să vedem despre ce e vorba. Disperarea Babilonului este momentul în care pierde cuvântul lui Dumnezeu. Daniel capitolul 2. Haideți să înțelegem împreună. Daniel capitolul 2. Împăratul Nebucadnețar primește o viziune. Vreau să vă spun că în Babilon viziunile erau extrem de importante. Turnul Babel este un turn care are în vârf o incintă de aur. Treptele turnului Babelului sunt formate din culori diferite. Sus este aur, etajul imediat inferior este argint, după aceea este aramă. Interesant lucrul acesta, nu-i așa? Seamănă cu ceva. În Daniel, capitolul 2, această succesiune este foarte prezentă în chipul pe care îl găsim în viziunea respectivă. Iar jos, interesant, turnul este zugrăvit în culoarea pământului, într-un ocru. Deci pornește de la ocru și se termină la aur. Ei bine, în camera de sus, de obicei, în templele păgâne, erau statuile zeilor. Spre deosebire de celelalte religii, la Babilon, aici nu este niciun zeu. Este o cameră de aur goală. Unde mai marii imperiului vin, postesc, se roagă și așteaptă teofanii. Adică așteaptă descoperirea divină. Este un loc special, este poarta
unui alt univers, este ca și cum aici avem de-a face cu universe paralele și undeva sus, în vârful turnului, se află poarta între cele două universuri. Și într-adevăr cam asta se întâmplă. În momentul în care generalii, preoții și împăratul se urcă acolo, ei bat în mod simbolic la poarta celuilalt univers și așteaptă ca de acolo cineva să deschidă ușa și să le comunice planurile divine. Ei bine, într-o situație de felul acesta este Nebucadnețar. A primit visul. Visul este extrem de important. Este atât de important încât el rămâne cu o impresie și anume impresia este că s-a tulburat în adâncul său. Este tulburat, își dă seama că a fost un vis de o importanță capitală, numai că a pierdut visul. Și aici începe disperarea Babilonului. Babilonul se confruntă cu ideea aceasta, am pierdut mesajul, am pierdut cuvântul, ce mă fac? Și atunci Nebucadnețar, este o problemă de viață și de moarte lucrul acesta. Exista în tradiția Babilonului că dacă cineva primea de la zei o înștiințare și pe urmă pierdea mesajul, el se făcea responsabil de neglijență față de zei și se simțea condamnat. Astfel încât Nebucadnețar face tot ceea ce este posibil în puterea lui să iasă de sub această vinovăție, de sub ideea aceasta de condamnare și se adresează celor de acolo cu pedeapsa cu moartea. Dacă nu-mi spuneți ce mi-a spus Dumnezeu mie și dacă eu pierd mesajul, pieriți toți. Vedeți disperarea Babilonului? Vedeți cât de important este pentru Babilon ca să aibă cuvinte paranormale de dincolo? Este totul. Babilonul nu se poate conduce prin sine. Babilonul are nevoie de ghidaj, are nevoie de cineva care să-i stabilească direcția. Și direcția Babilonului nu este niciodată umană, direcția Babilonului este întotdeauna supra-umană. Vă dați seama ce se întâmplă când Babilonul acesta se împotrivește și se orientează împotriva poporului lui Dumnezeu? Vă puteți imagina ce se întâmplă? Rezultatul este simplu. Babilonul se duce la Ierusalim și distruge templul, locul unui alt cuvânt. La templul din Ierusalim se vorbea altfel decât limba Babilonului. Nu mă refer la limba literală, mă refer la limba religioasă. Spuneam aseară, acolo, la Ierusalim, se plăzmuiseră avertizmente împotriva Babilonului. Spre exemplu, repet, Isaia capitolul 14 privește Babilonul ca fiind chipul de aur, ca fiind capul de aur, ca fiind cea mai înaltă civilizație a vremii de atunci și îi se adresează în cuvintele următoare, zice versetul 12, cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Este exact așa. Asta este religia Babilonului, asta este gândirea lor. Și ai zis, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile pământului. Și Isaia, capitolul 14, cu aproape 100, mai mult de 100 de ani înainte, prezice faptul că Babilonul nu va reuși să rămână, Babilonul va cădea. Iată cum se vorbește la Ierusalim, și veți vedea cum se vorbește la Babilon. Capitolul 3, în capitolul 2 am văzut disperarea Babilonului, nevoia după cuvânt. Dacă nu are cuvântul suprauman, Babilonul intră în disperare. 2. În capitolul 3 vom avea lupta Babilonului și veți observa că aici împăratul Babilonului încearcă să se impună pe el însuși. Sunt câteva cuvinte pe care aș vrea chiar să le citim.
în adinsoare, nu slujiți voi dumnezeilor mei? Care era raportul dintre Nebucadnețar și zeii respectivi? Cum zice? Sunt zeii mei. Și dacă nu vă supuneți Babilonului, veți fi aruncați în cuptorul de foc. Nu intru în amănunte, dumneavoastră cunoașteți întâmplarea. Cei trei tineri au fost reclamați în felul următor. Versetul 12. Sunt niște iudei, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ce îi spune? Nu le pasă, nu țin seama de tine. Versetul 15. Acum, care este Dumnezeul care vă va scoate din mâna mea? Și aici avem de a face cu lupta între Ierusalim și Babilon. Ierusalimul vorbea altfel, avea un alt Dumnezeu. Babilonul își avea dumnezeii lui, opuși Dumnezeului de la Ierusalim. Dumnezeii Babilonului sunt puternici pentru că i-au cucerit Ierusalimul. Și așa mai departe. Care este profilul psihologic al Babilonului? Puteți să mă ajutați? Are sindromul omului care știe tot, care poate tot și care este mândru până la capăt. Are sindromul acelei puteri care n-are egal. În fața acestei situații, fiți atenți cum răspund cei trei tineri. Ăștia sunt de la Ierusalim. Ați observat cum răspund? E extrem de frumos. Sunt în această luptă cu Babilonul. Și Babilonul spune, nu vă poate scoate nimeni din mâna mea. Și voi trebuie să țineți cont de mine, altfel veți plăti cu viața. E din nou luptă pe viață și pe moarte aici. Și evreii, cei trei, răspund simplu. Noi n-avem ce să-ți răspundem. Punct. Cum n-aveți ce să răspundeți? Da. N-avem ce să-ți răspundem. Fii atent. Dumnezeu poate să ne scape. Clar. Și spune mai departe, dar Dumnezeu poate și să nu ne scape. E clar? Dumnezeu poate să ne scape, Dumnezeu poate să nu ne scape. Dar pe noi nu ne interesează treaba asta. Să știi, împărate, că indiferent dacă ne scapă sau dacă nu ne scapă, amândouă variantele fiind în mâna lui Dumnezeu, noi ne facem partea noastră. Și anume, noi nu ne închinăm. Foarte frumoasă această perspectivă. Pe noi nu ne interesează scăparea sau nescăparea, ce face Dumnezeu, că intervine, că face o minune sau nu face o minune. Nu ne interesează treaba asta. Noi știm un singur lucru și anume că avem o datorie și datoria respectivă este foarte simplă. Să nu ne închinăm. Vreau să vă întreb de unde vine această siguranță, această certitudine a acestor tineri. Ne scapă, nu ne scapă, asta e datoria mea și asta o fac. De unde vine? Fraților, vine din cuvânt. Nu există o asemenea certitudine, nu o veți găsi niciunde altundeva decât acolo unde Dumnezeu vorbește clar și oamenii ascultă ceea ce Dumnezeu vorbește. Sunt religii care, spre exemplu, sunt mistice. Ele trăiesc cu impresii, cu sentimente, cu emoții. Acolo nu veți găsi absolut niciodată o asemenea certitudine, o asemenea claritate de acțiune. Sunt filozofii care vorbesc din punct de vedere al relativismului sau al pluralismului. Pluralismul zice și tu ai dreptate și eu am dreptate și celălalt are dreptate. Care e consecința acestui fel de a gândi? Consecința este că de fapt niciunul dintre noi n-are dreptate. Pentru că dacă se întâmplă că dreptatea ta să intre în conflict cu dreptatea mea, atunci
Nu se poate. Și ajungem la concluzia că totul este relativ. Să vă dau un exemplu. Sfânta Scriptură ne pune față asemenea situații în momentul în care în Împărați, capitolul 1, Împărați, capitolul 13, versetele 16 și 17, profetul spune: nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru cu tine. Nu voi mânca pâine, nu voi bea apă cu tine în locul acesta, căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Simplu. Cine a spus asta? Dumnezeu. Versetul 18. Celalt proroc a zis și el: și eu sunt proroc. Ca și tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului: adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Pe cine credeți? Aici. Unul zice: n-am voie să stau cu tine, să mănânc pâine, să beau apă și să mă întorc pe același drum. Celălalt spune: păi și eu sunt proroc și mie Domnul mi-a spus că se poate și trebuie să vii la mine acasă. Pe cine ascultați? Dragii mei, lucrul ăsta în religiile păgâne, nebiblice, unde nu există un cuvânt scris, e posibil. E posibil ca Dumnezeu să se răzgândească, e posibil ca într-o parte lucrurile să fie așa, în altă parte să fie altfel, dar acolo unde Dumnezeu ți-a zis cu subiect și predicat și Dumnezeu este foarte clar în ceea ce spune, acolo Dumnezeu nu te lasă într-o asemenea situație. Este imposibil așa numita gândire paradoxală în care două lucruri se bat cap în cap și sunt adevărate amândouă. Nu se poate. E irațional și Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, pe cine ascultați? Unul zice: Domnul mi-a spus să nu. Celălalt zice: Domnul mi-a spus mie că da. Pe cine ascultați? Poftiți? Frații mei, lucrul fundamental de care trebuie să fim conștienți este următorul. Dumnezeu nu se răzgândește și nu se contrazice. Cu alte cuvinte, da lui Dumnezeu este da și nu este nu. Și Dumnezeu între timp nu schimbă lucrurile. Textul spune mai departe: îl mințea. Ce face Babilonul? Babilonul încearcă să fure încrederea poporului Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Babilonul încearcă să aducă ideea cum că se poate și altfel. Babilonul încearcă să dea explicații la orice compromis sau abatere pe care tu sau eu o facem. Babilonul asta face. Explică. Și explică în așa fel încât să credem că este posibil altfel. În momentul în care ajungem la concluzia că este posibil și altfel, vreau să vă spun, cuvântul lui Dumnezeu și religia Bibliei s-a gătat. S-a sfârșit. De asta cuvântul lui Dumnezeu ne întreabă: noi ce fel de oameni suntem? Suntem oameni ai Scripturii, ai cuvântului sau nu? Ce fel de oameni suntem? Personalitatea celor trei tineri este o personalitate care se naște din cuvântul lui Dumnezeu. Ei au învățat că nu se poate oricum, nu se poate în două feluri. Ei au învățat că se poate într-un singur fel și de asta stau în Babilon altfel. Repet, personalitatea creștină în Babilon arată ca cei trei tineri. Nu există alt tablou care să fie la sfârșitul timpului decât tabloul acesta al celor trei tineri din Babilon. Așa va trebui să stai tu, așa va trebui să stau eu. Într-o zonă în care toți oamenii vor zice: stai puțin că e relativ, stai puțin că e nu e chiar așa, e o problemă de cultură, asta a fost altă dată, între timp noi am mai schimbat lucrurile. Într-o zonă de felul acesta, Dumnezeu spune limpede: tu trebuie să stai cum? Așa zice Domnul și cu asta basta.
seamănă cu încăpățânare, uneori seamănă cu intoleranță, seamănă cu rigiditate. Toate aceste lucruri sunt extrem de urâte astăzi în cultura noastră. Astăzi trebuie să fii maleabil, astăzi trebuie să fii inclusivist, astăzi trebuie să fii tolerant, astăzi trebuie să spui că se poate și așa, se poate și așa, astăzi trebuie să spui că nu există alb și negru, ci sunt o mulțime de griuri. Astăzi totul e psihologie și este o permanentă interpretare. Fiți atenți, Babilonul jefuiește. Dacă mă întreb ce, răspunsul este, Babilonul jefuiește capacitatea poporului Dumnezeu de a se conduce după cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu te conduci după cuvântul lui Dumnezeu, după ce te conduci? Poftiți? Așa ajungem la ceea ce spune Amos. Vor veni zile când voi trimite foamete după cuvânt. Dragii mei, foamea după cuvânt, să știți că nu va începe atunci. Există ceva care se întâmplă înainte. Capitolul acesta și ceea ce spune în Amos, de fapt, are anumite confirmări istorice. Repede de tot aș vrea să trec prin ele. 1 Samuel, capitolul 3 cu 1. 1 Samuel, capitolul 3 cu 1. Este locul unde suntem confruntați cu această dispariție a cuvântului lui Dumnezeu. Auziți, tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar și vedeniile nu erau dese. Ce se întâmplase cu cuvântul lui Dumnezeu? Se rărise. Cu alte cuvinte, era pe post, era pe punctul de a încetat să mai existe. Versetul 3. Candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Cu alte cuvinte, eram pe punctul de... Unde suntem? Candela lui Dumnezeu era pe punctul de a se stinge. Nu degeaba cuvântul lui Dumnezeu spune că cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pe cărarea mea. Candela se stinge în momentul în care cuvântul Domnului era rar și vedeniile nu erau dese. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se retrage. Pierderea cuvântului lui Dumnezeu sau pierderea cuvântului în esență nu este un eveniment brusc. Nu este o amnezie accidentală. Dintr-o dată ți s-a șters din memorie tot. Cuvântul se rărește. Îl studiezi mai rar, îl asculți mai rar, te interesează mai puțin, iei distanță față de cuvântul lui Dumnezeu. Asta este. Vedeniile nu erau dese. Imaginea cerului, a noului pământ, devine din ce în ce mai distantă, mai estompată pentru poporul lui Dumnezeu. Te întâlnești cu prieteni, cu frați, cu... și stai de vorbă cu ei și vorbești de orice altceva în afară de... de viziunea asta a lui Dumnezeu, a unei alte luni. Și te întreb, de ce nu mai vorbim? Păi vedeniile nu erau... Adică preocuparea în legătură cu Dumnezeu nu este foarte frecventă. Nu o găsești la fiecare pas. O găsești rar. Și în viața noastră. Uneori o găsim o dată pe săptămână la biserică și câteodată și la biserică o pierdem, că de. Poți să te gândești la BMW și la biserică. Poți să te gândești la casă și la biserică. Poți să te gândești la problemele tale și la biserică. Nu se poate. Uneori mai ieși afară că te plictisești și așa mai departe. Fraților, asta a fost situația care l-a format pe Saul, regele lui Israel. Din situația asta s-a născut Saul. Cuvânt rar, fără vedenii, candela aproape să se stingă. Și în condițiile astea poporul cere un împărat și Dumnezeu îi dă un împărat. Și împăratul se numește Saul. Vreau să vă întreb, cum a fost Saul? A fost împăratul cuvântului sau a fost un împărat total necuvântului sau a lipsei cuvântului? Cum a fost Saul?
Viața lui cum se încheie? Vă amintiți? Capitolul 28, 1 Samuel cu 28. Deci, capitolul 28. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Ce fel de om era Saul? Se condusese până în momentul acesta în virtutea unei abilități extraordinare de a înțelege istoria și situațiile politice. S-a descurcat, a fost unul dintre eroii poporului evreu. Dar când a fost vorba ca să-și dea examenul în dialogul cu Dumnezeu, acolo, la dialogul cu Dumnezeu, nu i-a răspuns nimeni. Poate că am zice, ok, nu i-a răspuns nimeni și cu asta basta. Dar istoria ultimelor zile a lui Saul ne arată că lipsa cuvântului lui Dumnezeu are consecințe. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Saul? Saul a intrat într-o zonă de disperare în momentul acela. De ce? Era prima dată când nu-i răspundea Dumnezeu? Fraților, era prima dată când conștientiza lucrul ăsta. Dumnezeul părăsise mai de multă vreme. Dar el avusese impresia că Dumnezeu oricum e cu el. E mai distant, e mai la depărtare, dar e aici Dumnezeu, e pe undeva. Și când voi avea nevoie de Dumnezeu, voi striga mai tare și Dumnezeu va... Asta a fost ideea lui Saul. Eu nu mă rog eu în fiecare zi. Nu mă rog eu în continuu. Nu stau eu cu Scriptura, eu știu să o studiez continuu, dar când va fi nevoie... Voi deschide Scriptura, mă voi pleca pe genunchi, voi striga la Dumnezeu și... Ăsta a fost capcana în care a căzut Saul. El a crezut că oricând va putea petici o relație care nu există. Și nenorocirea a fost că atunci când a avut nevoie mai mare, a descoperit că de fapt Dumnezeu era nicăieri. Încă o dată, intră în zona disperării, ca și Babilonul. Babilonul, deși el nu respectă cuvântul lui Dumnezeu în totalitate, pe de altă parte, nici nu poate trăi fără cuvântul lui Dumnezeu. Așa e și Saul. În timp ce Saul n-are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu o mare parte a vieții sale, totuși când descoperă că Dumnezeu nu-i mai poate răspunde, nu poate trăi fără cuvântul lui Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu nu i-a răspuns, unde l-a aruncat pe Saul? Că asta e o trambulină. Nu te lasă așa să stai acolo fără cuvântul lui Dumnezeu. L-a aruncat în altă parte. Unde l-a aruncat? Poftiți? Orice numai să vorbească cineva. Nu contează că e Dumnezeu sau demon. Nu contează. Să vorbească cineva. Nevoia după... Ia. Nevoia după un glas. Nevoia după o anumită ghidare. Babilonul, în final, lumea noastră transformată în Babilon, va avea nevoie atât de mare de o astfel de ghidare, încât oamenii nu vor suporta să trăiască necălăuziți de supranatural. De unde știu treaba asta? Deschideți în Apocalipsa, capitolul 16, mi se spune că vor fi trei duhuri necurate care vor ieși din gura balaurului, a fiarei și a prorocului mincinos. Și ce vor face? Vor călăuzi întreaga omenire. Omenirea nu va fi condusă nici de știință, nici de rațiune, nici de politică, nici de economie. Omenirea va fi condusă de cuvântul supranatural. Și vă rog să observați, în timp ce Babilonul încearcă să fure cuvântul lui Dumnezeu, Babilonul după aceea va oferi un alt cuvânt, tot supranatural, tot un cuvânt de forță, dar care vine din zona Apocalipsa 16, Duhului Necurat. Frații mei, în încheiere, mă interesează un lucru.
Nu mă interesează ce se întâmplă cu cuvântul care vine din zona care nu e a lui Dumnezeu. Mă interesează cuvântul care vine de la Dumnezeu. Există ceva care mi-arată că Domnul Iisus Hristos, în mod personal, a fost foarte preocupat de asta, și anume parabola celor 10 fecioare. Spuneți-mi, vă rog, care a fost problema fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte? În ce zonă a avut loc examenul? Poftiți? Candelele. Se sting candelele. Cuvântul nu mai are putere. Citești cuvântul și nu-ți vorbește. Știi cuvântul, dar n-are forță. Se sting candelele. De ce se sting candelele? Poftiți? N-au ulei, dar de care? De rezervă. Există oarecare orientare a noastră pentru ca să luăm cuvântul lui Dumnezeu? Nu se poate, adică nu suntem chiar fără Scriptură. Nu suntem așa. Avem Scriptura, o punem pe raft, o avem Scriptura în casă, dăm și răspunsuri din când în când, ne ajută memoria. Întrebarea este, dar de rezervă ai? Adică atunci când se termină ăsta cu care îl folosești acum de fiecare zi, ăsta cu care vii la biserică, ăsta cu care răspunzi cât un text la școala biblică și așa mai, după ce se termină ăsta, ceva mai profund ai? Ceva mai serios pentru tine, în mod personal, ai? Ulei de rezervă. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că acolo se împarte lumea în înțelepți și în nebuni. Acolo. Domnul Iisus Hristos a făcut eforturi extraordinare să dea poporului său cuvântul acesta. Muntele schimbării la față. Și cu asta încheiem. Îi ia Domnul la sine pe cei mai sensibili la cuvânt. Cei mai sensibili la cuvânt. Petru, Iacob și Ioan. Se duce pe muntele schimbării la față de ce? Ca să le ofere o viziune extraordinară. Vă aduceți aminte în timpul lui Samuel, cuvântul era rar și vedenile nu erau dese. Dumnezeu chiar vrea să le dea o viziune fantastică acestor oameni. Se schimbă la față înaintea ochilor lor și discută cu Moise și cu Ilie despre ce? Spuneți-mi repede despre ce? Despre moartea lui. De ce discută despre moartea lui în prezența ucenicilor? Ca să le dea cuvânt de rezervă, pentru ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat. Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petre: Petre, ce ai de gând să faci? Și Petru spune: aha, eu rămân cu tine până la capăt. Și Domnul Iisus Hristos spune: dacă n-ai stat pe muntele schimbării la față, cum vei rămâne cu mine în Ghețemani? Abar n-ai, Petre, te vei lepăda de mine de 3 ori. Păi de ce, Doamne? Spuneți-mi de ce. Poftiți? De ce s-a lepădat de el? Simplu, pentru că atunci când Dumnezeu încerca să le umple candela cu cuvânt, Babilonul le-a furat cuvântul. Au adormit. Crucea, nopțile acelea de chin, Domnul Iisus Hristos ar fi dorit să se petreacă cu totul altfel. Cum ar fi fost dacă ei ar fi auzit cuvintele lui Moise și lui Ilie și în momentul crucificării și-ar fi adus aminte fiecare cuvânt care vorbea despre clipele acestea? Cum ar fi procedat? Ce ar fi fost? Acum sau atunci, în aceste momente,
e nevoie de ulei de rezervă. Uleiul acesta de rezervă se duce. De el te jefuiește Babilonul datorită grijilor, datorită problemelor, datorită oboselii, datorită superficialității, datorită relativismului, datorită concepțiilor filozofice, datorită a ceea ce vreți dumneavoastră, faptul că nu mai putem citi cuvântul acesta cum îl citim, ci îl citim fiecare după cum ne învață propria noastră dorință. Babilonul jefuiește. Și ne jefuiește exact de cuvântul acesta. Poporul cărții, poporul care ar fi trebuit să fie un popor a acelui stă scris, rămâne cu mâinile goale pentru că altcineva ia încet, încet cuvântul din mâinile noastre. Aș vrea să mă opresc aici. Aș vrea să vă rog, dragii mei, să știți că așa cum Iisus Hristos a făcut eforturi ca să le dea cuvântul înainte de răstignire, la fel Domnul Iisus Hristos face eforturi acum să ne dea cuvântul înainte de revenire și înainte de închiderea Harului. Înainte de a fi prea târziu, înainte ca cuvântul acesta să fie furat de tot, acum este o abundență de cuvânt, ca niciodată. Acum, dacă vreți, este aproape echivalentul schimbării la față. Acum, dacă doriți, este timpul în care să vă duceți să cumpărați sau să ne ducem să cumpărăm ulei de unde găsim. Pe oriunde este, oriunde curge o picătură de ulei, strângeți ulei. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, ne ridicăm în picioare, simbolic, precum se ridică un om din confortul lui la o stare de veghe. Am vrea, Doamne, ca strigătul, iată mirele ieșiții în tâmpinare, să poată să trezească pe fiecare dintre noi. Începând cu mine, apoi cu frații mei de aici, apoi cu toți ceilalți din altă parte. Ajută-ne să înțelegem valoarea timpului pe care îl trăim. Ajută-ne să înțelegem că fără cuvântul acesta, disperarea este cumplită. Ajută-ne să înțelegem că în momentul acesta, cuvântul ne este la îndemână, fă ca niciunul dintre noi să nu treacă netrăindu-l, neasimilându-l. Te invităm să ne faci să iubim cuvântul. Te invităm să ne ajuți, Doamne, să facem o reformă în viața noastră. Părinții să fie cu adevărat preoți pentru copiii lor. Copiii să fie cu adevărat copii dedicați lui Dumnezeu în casele lor. Să aibă viața lui Samuel, Doamne. Ajută-ne ca fiecare dintre noi să ne lăsăm călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt într-o zonă atât de periculoasă ca aceasta pe care o trăim azi. Doamne, în mijlocul unei culturi care ne fură cuvântul, ajută-ne să stăm lângă Tine, să trăim cu Tine, de acum și în veci. Amin. Așa cum stăm, vă invit să cântăm împreună cântarea 266. De acum sunt gata. Yeah.
biserică. Momentul acesta este un moment de închinare. Închinarea vieții noastre în legământul cu Iisus Hristos. Din cauza asta, vă voi invita la 20-30 de secunde de rugăciune personală fiecare. Vă invit la o rugăciune în tăcere. Amin.